Bună dimineața! Mie îmi spune Nicolae Pânfil, sunt director de program în cadrul Asociației Promulex. Astăzi v-am invitat la un eveniment care este menit să contribuie la discuție asupra strategiei de dezvoltare a poliției, modalitatea în care această strategie s-a implementat, vorbim în special de anul 2020. De aceea vin cu un cuvânt de salut și de apreciere, în primul rând, pentru gazdele noastre, Inspectoratul General al Poliției, care s-a oferit să ne primească în sediul dumnealor pentru organizarea acestui eveniment. Am avut o colaborare bună pe parcursul acestor ani de implementare a strategiei și am considerat că este cea mai bună locație pentru a prezenta atât raportul nostru, cât și dumnealor să-și prezinte activitățile pe care le-au realizat pe parcursul anului 2020. După cum spuneam, vorbim despre prezentarea raportului numărul 5 de monitorizare a strategiei de dezvoltare a poliției. Eu o să fiu moderatorul activității de astăzi și cu permisiunea dumneavoastră o să începem evenimentul cu câteva mesaje de salut din partea actorilor implicați în implementarea strategiei, dar și a partenerilor de dezvoltare care au contribuit atât la implementarea strategiei prin oferirea suportului pentru diferite acțiuni, cât și la susținerea acțiunilor de monitorizare civică a acestei strategii. Astfel spus, o să ofer cuvântul domnului Ianuș Ierhan, secretar general Ministerul Afacerilor Interne, pentru început. Da, bună dimineața, mulțumesc, Nicolae. Stimate doamne, stimați domni, stimați parteneri de dezvoltare, stimați colegi, știm cu toții că ultimii ani Ministerul Afacerilor Interne, în special Inspectoratul General al Poliției, s-a concentrat în realizarea celor activități dedicate într-o implementare a strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020, cât și planul de acțiune aferent. Totodată, această strategie națională a fost susținută în implementare de către partenerii noștri de dezvoltare, în special Uniunea Europeană, prin acel acord de finanțare, suport bugetar pentru reforma poliției. Sigur că colegii mei vor veni cu acele rezultate cantitative și calitative pe care le-am reușit să le realizăm. A fost o strategie și un plan de acțiuni ambițios și credem noi că rezultatele sunt pe măsură. Avem și acel grad de încredere al cetățenilor în poliție în creștere, avem proceduri, standarde de operare mai bune, avem reglementări mai coerente, avem o infrastructură și dotări mai bune, fapt care ne-a permis să avem o poliție mai eficientă, mai modernă, mai dezvoltată, mai transparentă și mai profesionistă. Desigur că cu sprijinul Promolexului, prin acel proiect de monitorizare civică a reformei poliției în Republica Moldova, ne-a reușit să vedem care sunt carențele, astfel încât pe parcurs să facem anumite ajustări sau să ne concentrăm efortul acolo unde era nevoie. Raportul pentru anul 2020, raportul cu numărul 5, este o evaluare, una bună, care ne va permite să înțelegem unde mai avem de lucru și ne va ajuta mult într-o elaborare a noii strategii de dezvoltare a poliției. Colegi, vă mulțumim. Urmează câteva ore de discuții dedicate asupra raportului, cât și prezentarea rezultatelor de implementare a strategiei de dezvoltare a poliției. Desigur că acest raport cu numărul 5 conține și recomandări pentru actorii implicați, în special Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne, cât și Inspectoratul General al Poliției, recomandări bune care urmează să asigure continuitatea celor procese de dezvoltare, transformare și dezvoltare ale Poliției Naționale. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc, domnule Iorhan, pentru cuvinte de salut, dar și pentru cuvintele de apreciere. Dacă e posibil să facem câteva mici schimbări în ordinea în care este pe agenda, pentru că domnul Gentautas, șef adjunct secția operațiuni de la delegația UE, urmează să ajungă în câteva minute. Deci eu o să rog pe domnul Ros, director al secției ANL Ambasada SUA, să vină și dumnealui cu un cuvânt de salut. Deci vreau încă o dată să mulțumesc, stimați domni și doamnelor, pentru faptul că ați acceptat invitația de a participa în această ședință și, de asemenea, vreau să mulțumesc pe domnul Ianuș Irhan în susținerea dumneavoastră în implementarea reformei poliției în Republica Moldova și această susținere este foarte mult apreciată. Discuția de astăzi este una foarte importantă, deoarece dezvoltarea organelor de aplicare a legii este una foarte importantă și crucială pentru dezvoltarea democrației, protecția drepturilor omului. Monitorizarea civică a reformei poliției joacă un rol foarte important în discuțiile de astăzi și în duce la o transparență, eficiență, responsabilitate și o transparență mult mai mare în reforma poliției în Republica Moldova. Statele Unite ale Americii încă o dată apreciază munca care a fost oferită de către delegația UE, de către Ministerul Afacerilor Interne, de către Inspectoratul General de Poliție și altor actori vizați în această muncă. Foarte mult apreciem și eforturile Promolex-ului și acele realizări care au fost făcute în pofida acelor dificultăți care au existat în această perioadă în legătură cu pandemia COVID și acele schimbări și modificări care au avut loc în legătură cu alegerile parlamentare. Apreciem foarte mult toate eforturile noastre și munca asidă pe care ați demonstrată. Deci, ambasada se mândrește de acea susținere și acea activitate pe care avem în monitorizarea și reforma poliției și noi suntem aici gata să acordăm toată susținerea pentru promovarea drepturilor omului și reforma poliției în Republica Moldova este una foarte importantă. Suntem aici și participăm aici pentru a vedea realizările frumoase în dezvoltarea Republicii Moldova. Din acest motiv vreau să vă mulțumesc pentru participarea noastră și felicitările noastre în reforma poliției și aplicarea legii în Republica Moldova. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Ros. În continuare, permiteți, vă rog, să ofer cuvântul gazdei noastre, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, domnul Maxian Marin. Mersi mult, domnule secretar general, reprezentanța misiunilor diplomatice, reprezentanța instituțiilor și organizațiilor partenere, stimați colegi, am onoarea să vă salut la acest eveniment și vreau să mulțumesc colegilor pentru propunerea care a venit și, într-adevăr, ca să asigurăm acea transparență, să avem o abordare deci publică, să reușim să facem schimbul de informații în contextul conținutului raportului, să avem posibilitatea să abordăm deci realizările, deci acele restanțe care sunt nerealizări, trebuie să le spunem pe nume și, într-adevăr, să găsim astăzi și consensul de inițiativă de viitor. Acest eveniment astăzi are loc datorită deschiderii și profesionalismului în relațiile care le avem cu Promolex-ul, pentru că Inspectoratul General al Poliției nu este la primul exercițiu de activitate, de cooperare cu Promolex-ul și, într-adevăr, pe perioada de monitorizare civică a modului de implementare a strategiei de dezvoltare, dar și pe alte proiecte numai puțin importante și valoroase care au venit să aducă sprijin, să aducă recomandări, indicii instituției noastre și ca să ne ghideze spre o dezvoltare continuă, a crește gradul de profesionalism și respectiv calitate în tot ceea ce noi facem și să fim pe așteptările cetățenilor. Deci astăzi, încă o dată, demonstrăm această deschidere și nivel de discuție, de cooperare care îl avem. Totodată, cum am zis, astăzi vom folosi platforma pentru a aborda deci tot ceea ce pe parcursul anilor 2016-2020 au fost ca subiecte, fie cu o realizare nu cu o pletitudine totală sau chiar de ce nu, unele momente care considerăm că nu au fost asigurate în termenii și nu s-au regăsit
sau cu realizare deja post factum a calendarului care l-am aprobat de la începutul lansării reformei de dezvoltare, strategiei de dezvoltare a poliției. Eu consider că și colegii mei care sunt astăzi aici și toți partenerii care ne-au fost pe parcurs sprijin și ne-au asistat în diferite activități pe obiectivele de implementare în cadrul acțiunilor care ne le-am stabilit, chiar și dacă am fost în fața unor provocări, în fața unor exerciții care poate le-am avut pentru prima dată în activitatea noastră profesională. Vreau să menționez că audiem raportul de astăzi cu o deosebită deschidere și respectiv suntem deschiși la un dialog în contextul tuturor aspectelor care vor fi astăzi aici vociferate, vor fi abordate și urmează în continuare să ne asumăm acele angajamente care vor reieși din concluziile raportului. Ne dorim un eveniment eficient, cu implicare la maximum și cât mai multă baftă să avem. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Maxian. Confirm și eu că am avut parte de deschiderea IGP și AMAI pe parcursul implementării acestui proiect și sper foarte mult că vom avea această bună colaborare și în continuare. Acum aș vrea să ofer cuvântul domnului Jean Tautas, șef adjunct secția operațiuni delegația UE. Domnule Jean Tautas, aveți microfonul? Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte frumos. Da, acum se aude. De numele delegației UE în Republica Moldova, de asemenea, de numele ambasadorului delegației UE în Republica Moldova, vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru faptul că ați invitat UE la acest eveniment public cu privire la monitorizarea civică a reformei poliției în Republica Moldova și anume prezentarea raportului numărul 5 care a fi făcut de către Asociația Promolex. Mă recunoașteți că susținerea care este oferită de către delegația UE Republicii Moldova a fost negociată în decembrie 2016 pe o durată de 5 ani. Deci în această perioadă de 4 ani de implementare s-a finalizat în decembrie anul trecut. Și obiectivele care sunt incluse în acest contract și anume susținerea reformei poliției, de a susține Guvernul Republicii Moldova în asigurarea supremației legii, de asemenea consolidarea ordinii publice și de a combate crima organizată și de a asigura protecția drepturilor om prin dezvoltarea a unei poliții transparente și eficiente și profesionale. În susținerea programului de transparență bugetară, Delegația Republicii Moldova a contractat 4 proiecte care trebuiau să susțină implementarea reformei poliției în Republica Moldova și a cadrului mai larg de reformare sectorului de poliție. Primul obiectiv a fost grantul care a fost oferit Asociației Promolex, care ține de monitorizarea civică a reformei poliției în Republica Moldova. Al doilea grant a fost oferit Fundației Soros, Republica Moldova cu privire la drepturile omului și organizarea poliției. Al treilea este proiectul de asistență tehnică în reforma sectorului de poliție a Republicii Moldova și un proiect winning cu privire la sistemul de poliție a Republicii Moldova și formarea și pregătirea acestuia. Pentru aceste programe de susținere, deci în plus la faptul că trebuia să monitorizăm reforma poliției în perioada de 2016-2020, UE de asemenea a evaluat care este progresul în legătură și în contextul pandemiei COVID, Ministerului de Interne și a diferitor operațiuni, managementul finanțelor publice, transparența și eligibilitatea și monitorizarea bugetului. Și vreau să vă zic că Promolex a fost absolut instrumental în implementarea strategiei de reformă a poliției în Republica Moldova. Și vreau să menționez acele raporturi care au fost prezentate în fiecare an cu privire la cele 5 obiective strategice generale. Și în primul rând, consolidarea responsabilității, eficienței și de asemenea profesionalismului și eficienței poliției. De asemenea, vorbim despre aplicarea drepturilor omului în activitatea polițienească, consolidarea capacității pentru a combate crima organizată, traficul de ființe umane și crima cibernetică, violența și inclusiv și infracțiunile cu mobil de și combaterea de traficului de
În plus aceasta, trebuie să vorbim despre un serviciu de poliționist care trebuie să fie adus în conformitate cu practicile internaționale Uniunii Europene, care trebuie să răspundă în mod proactiv și în mod egal necesităților cetățenilor și a societății în întregime. De fapt, aceasta și este obiectivul principal. Și al cincelea an este implementarea principiului de toleranță zero pentru corupție, discriminare și rele tratamente în activitatea polițienească. Al cincelea raport care va fi prezentat astăzi de către Promolex se va axa anume pe ultimul an de implementare a strategiei din 2016-2020. De asemenea, trebuie să ofer o prezentare generală cu privire la implementarea acelor obiective pentru o întreagă perioadă. Încă o dată vreau să mulțumesc Promolex-ul pentru activitatea foarte valoroasă care a făcut în acest context și în final vreau să vă doresc și să evidențiez importanța cooperării pe care am avut-o între Republica Moldova și instituțiile publice Moldova, în special Ministerul de Interne și Inspectoratul General de Poliție. Și cu implementarea reformei poliției, pentru aceasta noi trebuie să asigurăm această durabilitate. Din acest motiv, Uniunea Europeană încurajează aceste instituții să se implice într-un dialog și consultări publice extinse și într-un dialog cu privire la celelalte strategii de dezvoltare a poliției parcurs următorilor ani. Așteptăm cu nerăbdare implementarea acestui eveniment și vă mulțumesc frumos pentru participare. Vă mulțumesc și eu, domnule Gintautas, inclusiv pentru tot suportul acordat de delegația Uniunii Europene în realizarea acestui proiect. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, în numele Asociației Promolex, din păcate, domnul Manole nu a reușit să ajungă la eveniment. Aș vrea să vin și eu cu un cuvânt de salut și cu câteva detalii despre proiectul nostru, dar și despre raportul care urmează a fi prezentat în continuare. Așa cum a menționat și domnul Gintautas, activitățile au fost realizate în cadrul proiectului monitorizare civică a reformei poliției în Republica Moldova, care este implementat în perioada 14 decembrie 2018 și până la 13 decembrie anul curent. Obiectivul principal al acestei acțiuni este de a consolida responsabilizarea, eficiența și transparența reformei poliției în Republica Moldova. În acest context voi menționa că avem în implementarea acestui proiect inclusiv suportul prin cofinanțare din partea Ambasadei SUA în Republica Moldova, dar și din partea Ambasadei Suediei prin intermediul Fundației Est Europene. Rezultatele atinse de noi în procesul de monitorizare, pe scurt, câteva dintre acestea. Deci, în toată această perioadă, din 2018, când a început proiectul, au fost realizate, inclusiv cu raportul de astăzi, 5 rapoarte de monitorizare. Rapoartele au fost semestriale și anuale și întotdeauna au fost discutate atât în cadrul IGP cu experții din cadrul instituției, cât și ulterior public prezentate, discutate inclusiv cu experți din afara instituțiilor. De asemenea, în parteneriat cu IGP am realizat pe parcursul ultimilor 2 ani două campanii de informare în contextul Zilei Poliției Naționale, marcată anual la 18 decembrie și la fel am contribuit la capacitarea comunicatorilor din cadrul IGP și a jurnaliștilor prin consolidarea bunilor practici de comunicare și schimb de informații. Tot în această perioadă, noi am acordat, Asociația Promolex a acordat 9 subgranturi pentru acțiunile organizațiilor societății civile de la nivel local și mass media locală, prin care aceste organizații au reflectat în teritoriu, la nivel național, acele realizări în cadrul implementării strategiei de dezvoltare a poliției, promovând astfel atât obiectivele cât și realizările, dar și aducând la cunoștința cetățenilor acele beneficii care au fost aduse odată cu implementarea strategiei de dezvoltare a poliției. Cu referire la constatările experților Promolex din raportul numărul 5, pe parcursul anului 2020, ca și în anii precedenți, am vrea să accentuăm faptul că au fost constatate atât realizări cât și unele lacune în implementarea strategiei sau obiective, acțiuni care au fost atinse doar parțial. Totuși, importanța implementării strategiei este demonstrată de rezultatele atinse și aici, așa cum am menționat și antevorbitorii,
A fost atinsă, în primul rând, ținta de 41% încrederea a cetățenilor în poliție, indicator macro stabilit în obiectivul general al strategiei de dezvoltare a poliției. Și pentru acest lucru, colegii din poliție merită felicitați, dar și încurajați să continue în aceeași direcție. Totuși, nu o să trecem cu vedere și unele momente problematice. Deși au fost aprobate noi structuri organizatorice ale subdiviziunilor IGP, a fost omisă desconcentrarea activităților de menținere și asigurare ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale poliției. Respectiv, am constatat noi că probabil lipsa voinței pentru realizarea unor reforme instituționale reale în conformitate cu angajamentele strategice asumate a fost una din cauzele restanțelor și lacunilor în implementarea strategiei. Mai multe detalii referitor la reușite, dar și restanțe de implementare vor fi prezentate de colega mea, Mihaela Duca Anghelici, care este și principalul autor acestui raport. Dânsa a activat sau activează în cadrul Asociației Promolex în calitate de expert principal în monitorizarea reformei poliției. Și voi încheia cuvântul meu de salut prin a menționa că, fiind ultimul an de implementare a strategiei și având în vedere obiectivele realizate, noi încurajăm partenerii să asigure continuitatea reformei, sperăm că va exista o continuare, o reformă, un document nou de reformă care va fi propus în continuare și aveți din partea noastră, Asociației Promolex, toată deschiderea și suportul în continuare, atât în implementare cât și în monitorizarea de mai departe. Inclusiv sperăm să vedem și suportul donatorilor, partenerilor în acest sens. Cu acestea fiind spuse, am încheiat partea mai oficială, să zic așa, de început a evenimentului și vom trece nemijlocit la prezentarea raportului nostru. O voi ruga pe colega mea, Mihaela Duca Anghelici, să preia estafeta. Va fi o prezentare mai lungă, dar vă rog să aveți răbdare, pentru că raportul are, într-adevăr, circa 120 de pagini. Sunt cuprinse toate obiectivele și, atenție, vorbim doar despre anul 2020. Și, dacă îmi permiți, Mihaela, voi face o remarcă de la bun început. Accentuez că vorbim despre anul 2020, pentru că intuiesc că pot să apară pe parcurs discuții, întrebări, sugestii, că uite, s-au realizat anumite activități, spre exemplu, și în 2021, în continuare, chiar dacă strategia oficial s-a încheiat, noi vorbim despre anul 2020. La fel, voi preciza că aproximativ în luna octombrie planificăm să venim cu un raport final care va cuprinde toată perioada de implementare a strategiei, adică toți anii care au fost monitorizați. Și atunci vom putea să vorbim în ansamblu despre toate obiectivele și acțiunile, subacțiunile realizate. Mihaela, ai cuvântul. Nicolae, mulțumesc. Stimat domn secretar general, stimat domn șef adjunct al IGP, stimați parteneri, stimată audiență, permiteți-mi să vă prezint cel de-al cincilea raport de monitorizare civică a reformei poliției, dar nu înainte de a felicita reprezentanții Inspectoratului General al Poliției, Ministerul Afacerilor Interne, dar și partenerii de dezvoltare pentru rezultatele care au fost obținute până în prezent, în această perioadă de implementare a strategiei dezvoltarea poliției, dar și a matricei de politici. Cum spuneam, prezint în atenția dumneavoastră raportul numărul 5 de monitorizare civică a reformei poliției. Mulțumesc. O să prezint principalele aspecte metodologice. Reamintesc că metodologia a fost elaborată de către un expert internațional. Raportul 5 este un raport anual și este, de fapt, o sinteză post-factum a conformității gradului de realizare a reformei poliției pe parcursul anului 2020. În acest raport au fost analizate subacțiunile cu termenul de realizare anul 2020 și cele cu termen de realizare expirat anterior, dar care, în precedentele rapoarte, de către noi au fost apreciate ca și nerealizate. Calificativele utilizate pentru strategia de dezvoltare a poliției sunt realizat, nerealizat sau parțial realizat. Totuși, pentru subacțiunile care sunt formulate în mod general sau indicatorii care nu sunt măsurabili,
Aceste activități conțin doar comentarii, fără ca să fie atribuit vreun calificativ. Excepție face obiectivele din matricea de politici, deoarece la 23 decembrie 2020 a fost semnat adendumul numărul 2 la acordul de finanțare dintre Comisia Europeană și Guvernul Republicii Moldova, prin care calificativele sau indicatorii de performanță pentru anul 2020 au fost anulate, respectiv am fost nevoiți să ne ajustăm metodologia și respectiv în privința obiectivelor stabilite în matricea de politici, nu au fost acordate calificative, ci au fost incluse doar comentarii pentru activitățile preconizate inițial a fi realizate. Ce am făcut noi, de fapt, atunci când am elaborat acest raport? Inițial am analizat toate documentele relevante, și anume raportul de progres pentru anul 2020 privind implementarea strategiei, dezvoltarea poliției, rapoartele pentru implementarea suportului bugetar pentru reforma poliției, alte documente publice, cum ar fi planurile de acțiuni ale IGP și ale MAI și rapoartele semestriale și anuale ale IGP și MAI. La fel, am avut observare directă. Colegii mei au făcut mai multe vizite în teritoriu, dintre care au făcut vizite în cadrul a 5 izolatoare de detenție provizorie, care au fost modernizate în anul 2020 și redeschise, de fapt, în anul 2020, au vizitat 22 sedii ale sectoarelor de poliție renovate. La fel a fost efectuată o vizită la sediul nou stabilit al CIPAL. Au fost vizite în cadrul inspectoratelor de poliție, unde au fost amenajate camere de audiere, de prezentare spre recunoașterea persoanei, de întrevedere în condiții de confidențialitate a persoanelor bănuite sau învinuite cu apărătorul. La fel am efectuat 43 de interviuri cu conducerea inspectoratelor de poliție și a Direcției de Poliție Chișinău sau cu persoanele desemnate de către acestea. Menționez că tematicile principale din cadrul interviurilor au fost expediate preventiv, iar conducerea inspectoratelor de poliție au putut să decidă dacă răspund ei la întrebări sau desemnează o persoană responsabilă. La fel am făcut o cerere de solicitare a informațiilor în adresa Inspectoratului General al Poliției și Ministerul Afacerilor Interne și am analizat aceste răspunsuri. În final, după elaborarea acestui raport, care, cum a spus și Nicolae, este unul destul de voluminos, l-am expediat spre consultări către IGP și MAI, iar în urma comentariilor recepționate asupra raportului au fost efectuate anumite modificări, iar un calificativ acordat unei subacțiuni a fost modificat. Acum vreau să trec la factorii ce au influențat implementarea reformei poliției în anul 2020. Principalul factor și motiv care ne-a determinat să ne schimbăm cu toții viața a fost pandemia COVID-19. În perioada martie-mai am avut o stare de urgență, iar activitatea Ministerului Afacerilor Interne și a Poliției a fost axat prioritar pe supravegherea respectării de către cetățeni a măsurilor instituite de către Comisia Situație Excepțională și Comisia Națională în Sănătate Publică. Și în special, aș vrea să mulțumesc pentru acest fapt, pentru că poliția, de fapt, a fost alături de medici în prima linie în lupta cu COVID-19. Sigur, pandemia nu avea cum să nu influențeze și asupra activităților preconizate, pentru că au fost tergiversate cumva dezvoltarea infrastructurii, dar și realizarea altor activități care necesita, de exemplu, adunările publice, instruiri, da, în mod offline. La fel, un alt factor care a influențat este păstrarea continuă a moratoriului asupra angajărilor în funcțiile vacante înregistrate. În anul 2020 este al doilea an când, în mod continuu, este inclus moratoriu asupra angajărilor în funcții vacante. În 2020 au fost incluse moratoriu asupra 1122 de funcții din cadrul Inspectoratului General al Poliției, ceea ce presupune 12% din efectivul limită al IGP. La fel, considerăm noi că omisiunea aprobării de către Parlament a proiectului de lege pentru regionalizarea poliției la fel a determinat nerealizarea unor anumite activități care erau strict legate de regionalizare.
Și acest fapt considerăm noi că denotă o lipsă a voinței politice de îndeplinire a angajamentelor asumate atât prin strategie, cât și prin acordurile cu partenerii. La fel, cum a menționat și Nicolae, reorganizarea Inspectoratului General al Poliției, fără desconcentrarea activităților de menținere și asigurare a ordinii publice, a determinat nerealizarea unor activități care erau în strictă conexiune cu acest fapt. În opinia noastră, aceasta la fel denotă o lipsă a voinței instituțiilor implementatoare de reformare instituțională reală. Totodată, trebuie să menționăm că la sfârșitul anului 2020, sau mai bine spus, la începutul anului 2021, urmau să treacă atribuțiile de restabilire a ordinii publice din subordinea sau din competența Inspectoratului General al Poliției în competența carabinierilor, ceea ce nu a avut loc, iar această amânare a trecerilor acestor competențe și atribuții la fel a influențat asupra realizării sau nerealizării unor anumite activități în cadrul strategiei și matricei. Cum spuneam, un indicator foarte important este nivelul încrederii cetățenilor în poliție. Pentru aceasta mă alătur felicitărilor adresate de Nicolae mai devreme. Într-adevăr, în anul 2020 s-a reușit atingerea unui indicator de 41%, dacă ne referim la octombrie 2020, în iunie 2020 a fost un procent ceva mai mare, dar pentru a fi corecți, ca să comparăm aceeași perioadă a anului, în anul 2019 a fost atestat o încredere în poliție de 39,5 puncte procentuale, iar în octombrie 2020 a fost atestată o încredere în poliție de 41%. Menționez că obiectivul de 41% este unul stabilit în programul de suport bugetar pentru reforma poliției, care urma să fie atins către anul 2019. Și să procedem nemijlocit la fiecare obiectiv în parte. Strategia și matricea de politici au 5 obiective în total. Primul obiectiv este consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului poliției. În total, acest obiectiv în strategie de dezvoltare a poliției include 7 acțiuni și 36 de subacțiuni. În 2020 a expirat termenul de realizare pentru 11 subacțiuni. Dintre acestea, noi am calificat ca și realizate 3, ca și realizate parțial 3, nerealizate la fel 3 și a fost dificil de apreciat 2 subacțiuni. Noi am menționat în raportul numărul 3, adică raportul anterior anual, că există un risc de neimplementare la subacțiunea 163, care presupune crearea unui sistem complex pentru asigurarea suportului decizional bazat pe un sistem informațional integrat al managementului operațional. Și, drept urmare, în raportul numărul 5, adică după finalizarea anului 2020, noi l-am considerat această activitate ca și nerealizată. Atrag atenția în privința graficului care este amplasat în partea dreaptă. Acolo am arătat evoluția gradului de realizare și anume, așa cum am calificat noi, activitățile realizate acestui obiectiv în anii 2016-2018, ulterior 2019, ulterior 2020. Pentru anul 2020 sunt cumulate toate activitățile care trebuiau să fie realizate pe parcursul acestor ani. Deci, în total, pe acest obiectiv, am considerat realizate 8 acțiuni, parțial realizate 13 acțiuni, nerealizate 9 subacțiuni și au fost dificil de apreciat 6 subacțiuni. Vom menționa câteva, nu toate realizările și restanțele, dar acele care ni s-au părut mai importante pentru a fi menționate. Aceste realizări și restanțe se referă la anul 2020. Printre principalele realizări menționez creșterea ponderii în ansamblu a femeilor în poliție și ponderea femeilor ofițeri, desfășurarea 4 cursuri de formare inițială și instruirea 373 de persoane de către Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii, la fel, identificarea soluției pentru dezvoltarea infrastructurii CIPAL și inițierea lucrărilor de reparații și continuarea
încheierii și pe parcursul anului 2020 a acordurilor parteneriatelor dintre IGP și societatea civilă. În privința infrastructurii CIPAL, o să menționez că conform matricei de politici pentru anul 2020 urma să fie finalizată toată infrastructura, totuși noi apreciem ca și realizare faptul că a fost identificată o soluție în sfârșit pentru a iniția aceste lucrări și pentru a dezvolta această infrastructură. La compartimentul restanțe vom menționa neimplementarea mecanismelor de control a societății civile asupra poliției, la fel omisiunea desconcentrării activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale poliției. O altă restanță este întârzierea creării condițiilor adecvate pentru instruirea inițială și continuă a efectivului. La fel, omisiunea achiziționării echipamentului pentru îmbunătățirea documentării accidentelor rutiere a fost considerată de noi ca și o restanță și omisiunea stabilirii clare a competențelor domeniului de management operațional, la fel am considerat-o ca și o restanță. În continuare, voi prezenta câteva dintre datele interviurilor care au avut loc, cum spuneam, în subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției. Mai multe detalii despre aceste interviuri găsiți în raport. Nu la toate activitățile au fost desfășurate interviuri, dar acolo unde s-a putut și unde am avut posibilitatea, au fost desfășurate aceste interviuri. În continuare, voi prezenta datele din cadrul interviurilor care au vizat întrebările privind desconcentrarea activităților poliției în teritoriu. Un pic de context, în 2019, la ședința Consiliului Operațional, au fost înaintate propuneri de optimizare a serviciilor subordonate IGP, inclusiv a fost prezentată structura tip a Inspectoratului de Poliție în perspectiva descentralizării structurilor de patrulare și reacționare operativă. Menționez că această informație a fost, este inclusă în raportul precedent de implementare a strategiei dezvoltare a poliției și, drept urmare, noi am mers în teritoriu să întrebăm dacă s-a realizat ceva în 2020 cu referință la structura tip a Inspectoratului de Poliție în perspectiva descentralizării structurilor de patrulare și reacționare operativă. După cum vedeți în acest grafic, 25 de persoane ne-au răspuns că a fost realizat ceva, 9 ne-au spus că nu au fost, 16 ne-au spus că nu a fost realizat nimic, iar o persoană a refuzat să răspundă. La întrebarea ce anume s-a realizat, pentru cei care au răspuns da, 13 au menționat că au fost instituite, formate echipele de patrulare și reacționare operativă, 4 au spus că sunt desfășurate ședințe în comun cu INSP, însă acestea ar fi insuficiente din cauza că angajații INSP care participă la activitățile de reacționare operativă nu se subordonează Inspectoratului de Poliție și din acest motiv apar unele divergențe, iar 4 persoane au spus că atât timp cât nu au fost date competențe de la INP sau actualul INSP către subdiviziunile teritoriale, nu ar putea exista rezultate eficiente. Întrebând persoanele care au răspuns nu, din ce cauză se omite realizarea acestei acțiuni, 3 au spus că nu ar exista voință la nivel central. 4 ne-au comunicat că nu au dorit să răspundă sau au menționat că situația a răspuns la fel. 5 au menționat că nu există o colaborare sau conlucrare cu INSP, chiar dacă sunt desfășurate acele ședințe comune, acestea nu ar avea efecte. În plus, INSP ar avea traseile indicate de conducerea lor, fără să țină cont de problemele și zonele specifice care sunt recomandate de subdiviziunea teritorială. Asta e ceea ce ne-au spus nouă în teritoriu. Totodată, alte persoane au menționat în calitate de factori care au dus la omisiunea realizării acestei activități, pandemia, insuficiența resurselor financiare, factorul uman, insuficiența pregătirii și echipării. În concluzie, am putea spune că necesitatea desconcentrării activităților de menținere și asigurarea ordinii publice este cel mai mult resimțită la nivel teritorial. Totodată, reorganizarea desfășurată în cadrul subdiviziunilor specializate, fără a fi luate în considerație necesitățile subdiviziunilor teritoriale, divizează și mai mult structurile polițienești. În privința obiectivului 2, aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului în activitatea poliției. Acest obiectiv conține 2 acțiuni și 8 subacțiuni în cadrul strategiei. În 2020 a expirat termenul de realizare pentru 4 subacțiuni, iar dintre acestea noi am apreciat ca și realizate 3, ca și nerealizată 1. În total, la sfârșitul anului 2020, în cadrul acestui obiectiv,
am apreciat ca și nerealizat 3 subacțiuni și ca și realizat 5. Printre principalele realizări menționăm darea în exploatare a 4 izolatoare de detenție provizorie, Bălți, Comrata, Ninii Noi, Soroca și reluarea activității acestora la începutul anului 2021, acestea corespunzând în mare parte normelor minime obligatorii pentru spațiile de detenție din cadrul poliției. Aici vreau să menționez că colegii noștri, monitorii, au mers în fiecare izolator de detenție provizorie și au verificat corespunderea cu unele condiții care sunt stabilite prin Ordinul Inspectorat General al Poliției, prin care au fost stabilite acele norme minime obligatorii. La fel, remarcăm ca și realizare îmbunătățirea per general a condițiilor în locurile de deținere provizorie ale poliției și reducerea considerabilă a numărului de cauze penale pornite în privința angajaților poliției privind tortura, tratamentul inuman și degradant, dar și abuzul de putere sau abuzul de serviciu. La compartimentul restanțe, menționăm doar una singură, este vorba de omisiunea creării condițiilor pentru desfășurarea procedurilor în cadrul urmăririi penale, în conformitate cu prevederile legale, și anume amenajarea acelor facilități a camerelor de audieri, de prezentare spre recunoașterea persoanei, de întrevedere a persoanei bănuite sau învinuitului cu apărătorul. La fel, am mers în teritoriu și am întrebat persoanele despre, anume în cadrul inspectoratelor de poliție care nu dispun de izolatoare de detenție provizorie, pentru că izolatoarele sunt regionalizate, unde sunt reținute persoanele până la escortarea bănuitului, învinuitului la izolator de detenție provizorie regional. Deci din 26 de respondenți, 11 ne-au comunicat că persoana reținută stă în biroul ofițerului anchetatorilor până vine escorta. Între timp, persoanele reținute sunt anchetate. O persoană ne-a spus că în unele cazuri persoanele reținute sunt escortate cu mașinile inspectoratului de poliție și nu se așteaptă sosirea autospecialelor, iar două persoane ne-au spus că în diferite cazuri, în dependență de comportamentul persoanei, acesta așteaptă ori în biroul anchetatorului, ori la unitatea de gardă sau în oricare alt birou liber. Totuși, majoritatea intervievaților au reținut că este o problemă, în special pe timp de noapte, când sunt reținute persoanele pe timp de noapte, iar cel puțin 6 respondenți au menționat că este nevoie de cameră de reținere, așteptarea celor reținuți, până vine escorta să-i ducă la izolatorul de detenție provizorie. Pentru obiectivul 3, consolidarea capacităților poliției de combatere a crimei organizate, traficului de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv a infracțiunilor din motive de gen, drogurilor și contrabandei cu armament, falsificarea și spălarea banilor. Strategia în acest obiectiv include 2 acțiuni și 12 subacțiuni. Dintre acestea, în 2020, a expirat termenul de realizare pentru 2 subacțiuni, dintre care noi am apreciat una ca fiind realizată și una ca fiind parțial realizată. Per total, considerăm că acest obiectiv a fost realizat în următoarea componență. Deci 4 subacțiuni au fost realizate, 4 au fost parțial realizate, una nerealizată, iar 3 au fost dificil de apreciat. Printre realizări pentru anul 2020, menționăm că au fost identificați formatorii pentru formarea profesională a ofițerilor de investigații și au fost desfășurate cursuri de instruire. Menționez că formatorii au fost identificați mai devreme și cursurile de instruire au fost desfășurate pe parcursul câtorva ani, dar această activitate a expirat acum, din acest motiv menționăm această realizare acum. La fel a fost achiziționată tehnică de calcul și mijloacele periferice pentru secțiile de urmărire penală și de investigații infracțiuni și au fost desfășurate vizite de studiu și instruiri. La compartimentul restanțe menționăm omisiunea regionalizării structurilor de poliție, inclusiv a celor de investigații. La obiectivul 4, care este crearea unui serviciu polițienesc modern în conformitate cu cele mai bune standarde și practici ale Uniunii Europene și internaționale, în măsură să răspundă proactiv și în mod egal la nivoile cetățenilor și ale societăților în ansamblu, acest obiectiv include 3 acțiuni și 20 de subacțiuni. În 2020 a expirat termenul de realizare pentru 9 subacțiuni. Dintre acestea, noi am considerat ca fiind realizate 5 și ca fiind parțial realizate 4. La fel, în raportul numărul 3, raportul precedent anual,
Am atras atenția asupra riscului din implementarea subacțiunii 4.2.10, dezvoltarea sistemului informatic integrat al poliției, iar în acest raport noi am calificat această subacțiune ca parțial realizată. Per total, la sfârșitul anului 2020, acest obiectiv a fost realizat în următorul fel. 7 subacțiuni au fost realizate, 10 subacțiuni au fost parțial realizate, 1 subacțiune a fost nerealizată, iar 2 au fost dificil de apreciat. Printre realizări, așa cum spuneam că restanțe, nu au fost calificate nicio subacțiune ca fiind nerealizată, nu au fost identificate restanțe pentru anul 2020, dar sunt un șir de realizări. Printre realizări menționăm desfășurarea măsurilor de prevenire a criminalității și elaborarea rapoartelor de analiză a riscurilor, crearea și operaționalizarea rețelei de comunicații voce-date a poliției, dotarea cu echipament TETRA a Inspectoratului General al Poliției, în 2020 fiind atins nivelul de dotare de 43%, desfășurarea lucrărilor de reparații și deschiderea oficială a 18 sectoare de poliție, instruirea polițiștilor în domeniul activității polițienești comunitare. Totodată, o altă realizare este diminuarea timpului mediu de reacționare la apelurile cetățenilor cu 3 minute, ceea ce la nivel național este 32 de minute. Aici trebuie să amintesc că în strategia de dezvoltare a poliției și în matricea de politici a fost stabilit indicatorul de 15 minute de reacționare la apelurile de urgență. Totuși, noi apreciem faptul că s-a reușit diminuarea timpului mediu de reacționare la apelurile cetățenilor. La fel ca și realizare, menționăm organizarea și desfășurarea activităților de instruire a personalului serviciului de gardă și dispeceratului. La fel am făcut interviuri și am întrebat despre echipamentul TETRA. În primul rând am întrebat dacă inspectoratele de poliție au recepționat echipament TETRA și majoritatea dintre respondenți, 35, ne-au spus că au recepționat acest echipament, iar 6 au menționat că nu au recepționat echipament TETRA în 2020, 2 dintre aceștia au spus că au recepționat în 2019, iar o persoană a răspuns că a recepționat în 2021. Următoarea întrebare a fost dacă toți angajații care trebuie să aibă acest echipament dispun de el. Aici ceva mai puțin, 27 ne-au spus că da, dispun toți cei care trebuie să-l aibă, iar 12 au răspuns negativ. La fel am întrebat dacă angajații au fost instruiți în 2020 pentru utilizarea echipamentelor TETRA și aici, la fel, ceva mai puțin, au răspuns afirmativ 21 sau 54%, iar 18 au răspuns negativ. Dintre cei care au răspuns afirmativ, i-am rugat să detalieze când au fost instruiți, de către cine, și am primit următoarele răspunsuri. 2 persoane au spus că la momentul interviului echipamentul TETRA încă nu era sau nu putea fi utilizat. 3 ne-au spus că au fost instruiți privind utilizarea echipamentului de Serviciu Tehnologii Informaționale a Ministerului Afacerilor Interne sau de către IGP. 4 ne-au spus că instruiri speciale privind utilizarea acestui echipament nu au fost desfășurate, doar șeful subdiviziunii teritoriale a adus la cunoștința angajaților modul de lucru cu acest echipament în cadrul ședințelor de lucru. Iar 3 ne-au spus că mai sunt necesare instruiri periodice sau mai urmează să fie desfășurate aceste instruiri. Totodată, dintre cei care ne-au răspuns negativ, 10 au menționat că nu utilizează echipamentul TETRA din cauza că dispozitivele nu erau conectate la rețea la acel moment sau din cauza că nu au fost instruiți. 3 ne-au spus că echipamentul nu prea este utilizat sau este utilizat doar un număr mic de echipamente. 2 ne-au spus că nu au beneficiat de o instruire pentru utilizarea echipamentului de la IGP, fiind instruiți de șeful subdiviziunii teritoriale și autoinstruindu-se. 1 a afirmat că echipamentele IGP sunt simple la utilizare și angajații se descurcă bine, chiar dacă nu au fost instruiți, iar 2 persoane au menționat că au fost instruite în 2019. În concluzie, cel puțin din rezultatele interviului, putem concluziona că cel puțin în cadrul a 15 inspectorate de poliție, echipamentul TETRA nu era utilizat sau era utilizat puțin la începutul anului 2021, iar instruirea persoanelor care urmează să-l utilizeze a purtat un caracter neuniform. La fel am întrebat în teritoriu privind numărul
echipelor de patrulare reacționare existente la finele anului 2020 și numărul echipelor necesare. Din grafic se observă cea mai mare deviere se observă în cadrul Direcției de Poliție Chișinău. Conform respondenților, cele mai mari necesități de suplinire a numărului de echipe patrulare reacționare sunt în cadrul Inspectoratului de Poliție Hâncești, Telenești, care ar avea nevoie de suplinire cu încă 3 echipe de patrulare reacționare, iar în cadrul Inspectoratului de Poliție Drochea, Florești, Vulcănești ar avea nevoie de încă 4 echipe de patrulare reacționare. Potrivit persoanelor intervievate, funcții vacante în cadrul echipelor de patrulare reacționare existau la momentul vizitei în cadrul 15 subdiviziuni, numărul funcțiilor vacante variind de la 1 la 9, iar în cadrul batalionului de patrulare și reacționare operativă a Direcției de Poliție Chișinău ar fi nevoie de încă 70. Totodată, cel puțin reprezentanții a două subdiviziuni au menționat că dacă nu era stabilit moratoriu asupra încadrării în funcțiile vacante, acestea erau suplinite. Deci, putem să concluzionăm că, inclusiv din cauza moratoriului, ar mai fi nevoie de persoane care să fie implicate în echipele de patrulare reacționare. În concluzie, putem spune că sunt de apreciat eforturile de implicare a reacționarea operativă atât a angajaților INSP cât și a ofițerilor sau suboficierilor de sector cu scopul completării numărului de echipe de reacționare operativă. Totuși, considerăm că pe termen lung implicarea echipelor compuse din angajația căror atribuții nu sunt cele de reacționare operativă nu vor aduce efectul scontat. În plus, considerăm că echipele de reacționare operativă trebuie să aibă o structură uniformă, astfel încât aceste forțe să fie gestionate cât mai eficient posibil. Și ultimul obiectiv, consolidarea și responsabilității eficienței, transparenței și profesionalismului poliției. Acest obiectiv include 2 acțiuni și 8 subacțiuni. În 2020 a expirat termenul de realizare pentru 5 subacțiuni. Noi am considerat ca fiind realizate parțial 4 și ca fiind nerealizate 1. La fel, în raportul numărul 3, am evidențiat 2 subacțiuni care comportă un risc de neimplementare, și anume subacțiunea 5.1.3, dezvoltarea sistemului electronic de constatare și evidența contravențiilor rutiere în vederea diminuării intervenției factorului uman în această activitate, și o altă subacțiune este 5.1.4, reorganizarea sistemului de efectuare a achizițiilor publice în cadrul poliției și pregătirea personalului în acest scop. O activitate a fost considerată ca fiind parțial realizată, iar una ca fiind realizată și, în final, după anul 2020, am considerat că acest obiectiv a fost realizat în următorul fel: o subacțiune realizată, 6 parțial realizate și una nerealizată. Printre principalele realizări menționăm inițierea și desfășurarea a 2 campanii de informare și sensibilizare de prevenire a comportamentului corupțional al polițiștilor. Inclusiv vrem să evidențiem descreșterea numărului cauzelor penale pe cazurile de corupție și celor conexe corupției cu implicarea angajaților din cadrul IGP. La fel, creșterea numărului denunțurilor efectuate de către angajații poliției în privința actelor de corupție. La fel, apreciem și desfășurarea activităților de instruire în domeniul prevenirii fenomenilor de corupție și în domeniul integrității. Iar o altă realizare este faptul că salariul de bază cel mai mic în cadrul unităților poliției constituie 162,82% raportat la coșul minim de consum stabilit de Biroul Național de Statistică. Totuși considerăm că această majorare de salariu încă nu este suficientă pentru ca funcția de polițist să devină una atractivă și competitivă pe piață. La compartimentul restanțe menționăm omisiunea regionalizării sistemului de achiziții publice în cadrul poliției, omisiunea elaborării și aprobării procedurilor operaționale standard și pregătirii personalului în acest scop și omisiunea dezvoltării sistemului electronic de constatare și evidența contravențiilor rutiere în vederea diminuării intervenției factorului uman în această activitate. Per total, la sfârșitul anului 2020, noi considerăm că strategia de dezvoltare a poliției a fost realizată în proporție de 30%. Sub acțiuni nerealizate am constatat că sunt 39%, sub acțiuni nerealizate sunt 18%, iar 13% dintre sub acțiuni
au rămas fără un grad de apreciere. Recomandări generale, în primul rând pentru Parlamentul Republicii Moldova. Menționez că acestea nu sunt toate recomandările, mai multe recomandări sunt în cadrul raportului, aici le-am evidențiat doar câteva. Pentru Parlamentul Republicii Moldova, considerăm că este o recomandare modificarea legii cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului privind organizarea și funcționarea direcțiilor de poliție Nord, Centru și Sud, cum spuneam, acea regionalizare. În adresa Guvernului Republicii Moldova recomandăm aprobarea documentelor strategice pentru dezvoltarea poliției pentru perioada următoare. În anul 2020 a expirat strategia de dezvoltare a poliției și până în prezent nu avem un nou document strategic. La fel, pentru ambele instituții recomandăm majorarea cuantumului salarial al angajaților poliției. Recomandări generale pentru Ministerul Afacerilor Interne ar fi continuarea lucrărilor de construcție a Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii, inclusiv a poligonului tactic, elaborarea și aprobarea documentelor strategice pentru dezvoltarea poliției în perioada următoare, dar care să includă doar acțiuni și activități realizabile în termenul preconizat și cu rezultate scontate, indicatori măsurabili și termeni de executare concrete. La fel, recomandăm supravegherea transmiterii graduale a atribuțiilor de restabilire a ordinii publice din competența IGP în competența carabinierilor, astfel încât până la 1 ianuarie 2022, Inspectoratul General al Carabinierilor să fie apt să preia integral aceste atribuții și desfășurarea acțiunilor necesare în vederea excluderii atribuțiilor improprii poliției din competența acesteia. Recomandări comune Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției ar fi următoarele: desfășurarea acțiunilor necesare în vederea regionalizării poliției, identificarea soluțiilor optime în vederea inversării piramidei posturilor, supravegherea respectării procedurilor de recrutare și selectare a candidaților, îndeosebi în privința funcțiilor de conducere ale subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției, continuarea dotării subdiviziunilor IGP cu echipament TETRA, dar și instruirea corespunzătoare a persoanelor antrenate în activități de reacționare operativă. Recomandări generale pentru Inspectoratul General al Poliției: desconcentrarea activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale, modernizarea și amenajarea în cadrul fiecărui inspectorat a camerelor de audiere, camerelor de prezentare spre recunoaștere, amenajarea în cadrul inspectoratelor de poliție, care nu dispun de izolatori de detenție provizorie a camerelor de tranzit, conform normelor aprobate, evaluarea anuală a ponderii dotărilor efective cu echipament și tehnică specială a angajaților IGP și alocarea surselor financiare suficiente în vederea asigurării dotării complete a subdiviziunilor teritoriale conform necesităților acesteia. La fel, recomandăm suplinirea numărului echipelor de reacționare la apelurile de urgență ale cetățenilor conform necesităților inspectoratelor de poliție și continuarea eforturilor privind stimularea, susținerea și creșterea numărului femeilor în poliție, implicarea femeilor în procesul decizional, reacționarea promptă și determinată la cazurile de discriminare sau hărțuire a angajaților sau angajatelor. Atât a fost din partea mea, eu vă mulțumesc pentru atenție și permiteți-mi să adresez încă o dată felicitări reprezentanților Inspectoratului General al Poliției, reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne și partenerilor de dezvoltare pentru ceea ce s-a reușit a fi realizat în această perioadă. Mulțumesc, Mihaela, pentru această prezentare detaliată. Voi ruga întrebările, precizările referitoare la această prezentare să le păstrăm pentru sesiunea următoare, pentru că în continuare urmează să audiem sau să urmărim și prezentările colegilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției. Pentru început, o să rog pe domnul Ianuș Erhan, secretar general, să vină cu o asemenea prezentare. Da, mulțumim. De fapt, prezentarea va fi realizată de către colegii mei din cadrul Inspectoratului General al Poliției, domnul Vadim Ardeleanu, căruia îi oferim cuvântul, dar va fi o prezentare una generală, poate cu anumite aspecte legate de acele activități realizate nu doar în anul 2020, dar și în anii anteriori,
de la începutul implementării strategiei, cât și matricii de politici, partea acordului de finanțare și totodată unele aspecte, ceea ce s-a reușit să realizăm și în 2021, ca continuitate a celor procese lansate în contextul implementării strategiei. Vadim, te rog. Bună ziua tuturor, stimate domnul secretar general, domnul șef adjunct al Poliției Naționale, reprezentanți invitați a misiunilor diplomatice, colegi, am să fac o succintă prezentare a evoluțiilor înregistrate în contextul implementării strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020. Prezentarea o să fie una succintă, având în vedere faptul că raportul detaliat și general pe strategie este unul public în varianta în limba română și în limba engleză. Se află păsat public pe pagina web oficială a Poliției și respectiv poate fi urmărit și analizat în detalii, inclusiv pe componente în parte, la fel unde sunt indicate evoluțiile înregistrate în dinamică pozitivă începând cu anul 2016 până în prezent. Deci, începând cu anul 2016, Republica Moldova a trecut la o nouă etapă de dezvoltare, aceasta fiind determinată de aprobarea strategiei de dezvoltare a Poliției Naționale, fiind aprobat primul document de politici de către Guvernul Republicii Moldova, care a fost acoperit de financiar prin intermediul programului de suport bugetar finanțat de către Uniunea Europeană. Acesta a fost primul document care a stabilit obiective strategice orientate spre dezvoltarea Poliției Naționale, prin care s-a urmărit soluționarea problemelor cheie înregistrate în analiza funcțională realizată în perioada, până în acea perioadă. În cadrul acestui proces de transformare au fost implicați în mare parte angajații din toate subdiviziunile poliției, astfel încât transformările propuse să fie comunicate, consultate și înțelese corect de către toți angajații din cadrul Poliției Naționale, o parte din grupul țintă al beneficiarilor strategiei de dezvoltare al poliției. După cum se observă și în imagini, strategia de dezvoltare a poliției a avut 5 obiective principale pe care ne-am focusat cu toții în această perioadă. Respectiv, pentru toate obiectivele a existat acoperire financiară, cu mici excepții pentru anumite activități stabilite în documentul de planificare. Dar, reieșind din faptul că am realizat cu succes sincronizarea și gestionarea eficientă a resurselor financiare, ne-a reușit realizarea sau înregistrarea evoluțiilor și pozitive pe toate componentele prevăzute în strategie. Am să încerc să punctez doar unele elemente importante care am înregistrat în această perioadă. Unul dintre acestea reprezintă un obiectiv asumat și în strategia de dezvoltare a poliției și în programul de suport bugetar, a fost inversarea piramizii posturilor. Deci, începând cu anul 2016 până în 2020, se observă o dinamică pozitivă de inversare a piramidii posturilor de la 2636 de subofițeri, ajungând în anul 2020 la 3406 de subofițeri. Totuși, eforturile înregistrate de către echipa de implementare, am înregistrat unele devieri cu 21,8%, fiindcă obiectivul asumat la etapa inițială constituit cu raportul de 40 ofițeri la 60 subofițeri. Acest lucru a încercat să fie soluționat în dinamică pozitivă pe durata celor 5 ani de implementare și la fel se află pe agenda instituțională de continuare a acestor eforturi. Un alt obiectiv important pe care ne l-am asumat în această perioadă a fost creșterea semnificativă a prezenței numărului femeilor în cadrul poliției. Deci, urmarea încadrării policilor de gen în activitatea poliției, în raport cu anul 2016, am înregistrat
o creștere semnificativă a numărului femeilor în poliție, atât în funcții de execuție, cât și în funcții de conducere. Deci de la 1496 de poziții ocupate de către doamne în cadrul Poliției Naționale în 2016, am ajuns la 1873 de angajate în 2020, ceea ce constituie 21,88% de angajate polițiste în cadrul autorității publice. Acest lucru a fost și constituie un angajament al nostru, care rămâne valabil și pentru perioada imediat următoare și respectiv a fost realizat în conformitate cu programul de suport bugetar. Un alt angajament care a fost valabil pentru această perioadă este crearea Centrului de Instruire pentru Aplicare Legii. Deci a fost una din provocările majore din această perioadă și respectiv în anul curent deja putem spune că există Centrul de Instruire pentru Aplicare Legii la Sfânta Vinere, încadrat în cadrul Academiei de Poliție și respectiv până în prezent s-a reușit instruirea peste 1300 polițiști în cadrul acestui centru. Mai multe detalii și respectiv elaborarea procesului de instruire, dezvoltarea de curricule, programelor de instruire sunt reflectate și prezentate în raportul pasat pe pagina web oficială a Poliției. Deci, vedeți și unele imagini care au fost fixate la etapa de reconstrucție. În ultimele imagini care le aveți sunt din luna aprilie și respectiv astăzi ne aflăm încă la o etapă mult mai avansată în instruirea și utilizarea acestei platforme de instruire pentru angajații Poliției Naționale. Un alt obiectiv pe care l-am implementat în această perioadă a fost implementarea sau aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului, care a presupus modernizarea izolatoarelor de detenție provizorie. Deci, dacă observăm ca în imagine harta izolatoarelor de detenție provizorie din 2020 în raport cu cea din 2016, am realizat o optimizare a hărții izolatoarelor de detenție provizorie în contextul garantării drepturilor persoanelor pe perioada aflării în custodie. În acest sens, s-a reușit crearea izolatoarelor de detenție provizorii regionale, ceea ce poate fi observat și în imagine, și respectiv au fost acomodate condițiile de aflare a persoanelor pe toată durata prevăzută de legislație. Dacă efectuăm și o examinare vizuală, de la cele 38 de izolatoare de detenție existente în 2016 până la etapa demărării procesului, în 2020 am reușit optimizarea acestora la numărul de 15, fiind incluse izolatoare de detenție inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Lucrurile acestea au fost observate și expuse și în raportul Promolex. Deci în imagine am inclus unele aspecte comparative din izolatoarele de detenție provizorie până în anul 2016 și unele imagini la etapa actuală, care este gradul de acomodare acestora pentru persoanele aflate în custodie. Este un exemplu viu care este apreciat pozitiv de angajații Poliției Naționale, de persoanele aflate în custodie, fiindcă numărul incidentelor legate de protestul față de condițiile de detenție s-a redus considerabil. În 2020, la începutul anului, când am fost evaluați de către Comitetul de Prevenire a Torturii, am obținut o notă foarte ridicată la aspectul transformărilor în asigurarea drepturilor omului pentru persoanele aflate în detenție. La fel, în această perioadă au fost achiziționate 25 de unități de transport pentru transportarea deținuților, care au fost reutilate sub standardul
aprobat de către Comitetul pentru Prevenirea Torturii. De fapt, acesta a fost transpus în actele departamentale și este aplicabil pentru toate aceste unități de transport. Deci, chiar și la etapa de transportare de la locul de detenție preventivă către locul de detenție din cadrul ANP-ului sau către inspectoratele teritoriale, se garantează dreptul acestor persoane și având posibilitatea de a fi în siguranță, inclusiv cu centuri de siguranță, cu lumină suficientă în cadrul și inclusiv beneficiind de climatizare pe perioada transportării persoanelor. Un alt obiectiv care l-am avut noi de realizat în această perioadă l-a constituit consolidarea capacităților poliției în combaterea criminalității organizate, raportat la criteriile de performanță stabilite în programul de suport bugetar, am realizat dotarea inspectoratelor de poliție cu laboratoare criminalistice mobile, care sunt dotate cu truse criminalistice pentru colectarea probelor de la fața locului. În acest sens, înregistrăm o dinamică pozitivă în aspectul de formare profesională a experților criminaliști, o cooperare mult mai strict, mai bună dintre experții criminaliști, investigatori și organul de urmărire penală la aspectul colectării și acumulării probatoriului pentru în cadrul proceselor penale și respectiv o situație mult mai bună pentru la etapa referirii dosarelor în instanță. Un alt aspect pozitiv înregistrat în această perioadă a fost acreditarea Centrului Tehnico-Criminalistic. Am înregistrat exemple pozitive în acreditarea domeniilor balistică, traseologie, dactiloscopie, grafoscopie, precum și alte domenii care, la fel, au fost înalt apreciate de către angajați și, respectiv, expertizele fiind recunoscute la nivel internațional. Deci, am reușit în această perioadă să dezvoltăm sistemul informațional, Registrul de Stat al Armelor, în care toți ne permite evidența unică și centralizată a tuturor posesorilor de armă și urmărirea trasabilității armelor pentru a evita și a exclude anumite incidente în societate. La fel, în această perioadă s-a pus un accent foarte mare pe dezvoltarea intelligence-led policing, fiind dezvoltate proceduri la nivel instituțional care au fost valorificate și comunicate, cel mai important, de către colegii de la analiza informației, către toate subdiviziunile Inspectoratului Teritorial al Poliției. La fel, de către colegii de la analiza informației au fost dezvoltate instrumente de analiză la nivelul Poliției Naționale, care sunt valorificate în procesul investigării infracțiunilor. Pe segmentul de dezvoltării unităților regionale de investigație, în imagine se observă transformările înregistrate. Vedem sediul unității regionale de investigații Bălți, care am reușit să-l transformăm de la un sediu care ne-a fost oferit de către Procuratura Generală și să-l adaptăm condițiilor necesare pentru colegii noștri de la investigații. Același lucru am reușit să-l realizăm pentru toate 5 sedii pe care ne le-am propus și erau prevăzute ca condiții obligatorii în matricea de politici. La fel, detalii despre aceste investiții și aceste exerciții sunt reflectate în raportul prezentat public pe pagina web al Poliției. Un alt obiectiv care l-am avut, pe care ne l-am asumat să-l implementăm, a fost crearea unui serviciu polițienesc modern în măsură să răspundă proactiv și în mod egal la nevoile cetățenilor. Deci, în cadrul acestui obiectiv am realizat mai multe activități. Una din cele mai, în aspect material vorbim, renovarea sectoarelor de poliție. În această perioadă am modernizat 70 de sectoare de poliție din cele 173 existente. Pentru perioada imediat următoare suntem în căutarea, identificarea resurselor pentru a continua acest lucru, astfel încât ca
persoanele cetățenii din comunitate venind la sector să beneficieze de un tratament și de un confort în care să vină să le ofere posibilitatea soluționării problemelor în cel mai scurt timp. La fel, resursa umană a fost pregătită și a fost instruită atât în cadrul programului de suport bugetar, cât și de programele de asistență, cum a fost programul suedez, care s-a finalizat în anul curent. Deci, la fel, poate fi observată și harta poziționării sectorului de poliție modernizate și prin intermediul căror programe de finanțare. Este o investiție care a fost aplicată proporțional pentru fiecare raion și respectiv am reușit proporțional să realizăm aceste transformări în fiecare regiune. În imagini pot fi observate comparativ sediile sectorilor de poliție anterior și cele care există la ziua de azi, de care angajații poliției beneficiază, modernizate după un concept bine consultat și acceptat de către toți angajații poliției. Pe segmentul de siguranță rutieră, deci am reușit asigurarea angajaților poliției cu peste 70 de echipamente de măsurare a alcoolemiei de tip Drager și respectiv 20 de echipamente de măsurare a vitezii tip Turcam, care ne permite și am constatat reducerea numărului contestațiilor pe procesele verbale constatate de către agenți. Respectiv, sunt niște instrumente novatorii care au fost puse la dispoziția angajaților poliției și care oferă posibilitatea de a utiliza tehnologia informațională în activitatea de serviciu. La fel, ceea ce a fost menționat și în raportul Promolex, am înregistrat aspecte, evoluții semnificative și pe extinderea și construcția rețelei de comunicații securizate în standard TETRA. Dacă inițial am avut o construcție a rețelei foarte și foarte redusă, am reușit extinderea acesteia la nivel național. În acest sens, putem menționa că urmare raportului de testare, avem acoperire cu semnal TETRA de 96,4% pentru terminalele portabile și 99,8% pentru terminalele mobile. Acesta este raportul de constatări de la finele anului 2020, ceea ce se regăsește ca un adevăr în sondajele realizate în teritoriu, fiindcă ne-am sincronizat achizițiile de echipamente propriu-zise de terminale cu extinderea și funcționalitatea rețelei de comunicații în standard TETRA. Aici, în imagine, poate fi observat semnalul pe traseele naționale, unde avem o acoperire de foarte înaltă și respectiv ne poate fi utilizată inclusiv pentru apelurile de urgență. Deci, în contextul dezvoltării implementării strategiei de dezvoltare a poliției, un alt obiectiv asumat a fost reducerea timpului de reacționare la apelurile de urgență. O precondiție în acest sens a constituit instituirea serviciului 112 și respectiv abordarea integrată de reacționare la apelurile de urgență. În acest sens, toate au fost create echipe de reacționare în fiecare unitate a poliției și respectiv asigurate cu unități de transport fiecare. Deci toate echipele de intervenție care au fost puse la dispoziție inspectoratelor de poliție au fost dotate cu sisteme de monitorizare pentru a identifica și poziționarea acestora în timp real și respectiv asigurate cu terminale de comunicare în standard TETRA care să ofere posibilitatea comunicării directe a dispecerilor pentru cu echipele de reacționare. În acest sens, diminuând timpul prețios de intervenție la apelurile de urgență. Făcând o analiză comparativă, observăm că în raport cu
anul 2016 înregistrăm o reducere semnificativă a timpului de intervenție. Acest lucru va fi vizibil mai mult la finele anului curent și anul viitor, când vom finaliza procesul de dotare conform conceptului a echipelor de reacționare și a dispeceratelor regionale. Și în acest sens putem observa și creșterea numărului de apeluri de la 22% la 25% specifice apelului poliției, ceea ce denotă încrederea populației în cadrul poliției și apelarea solicitării poliției pentru a rezolva anumite probleme înregistrate. Pe aspectul prevenirii corupției, am reușit crearea unității de prevenire a corupției și realizarea mai multor misiuni, mai multor campanii, care a determinat în final reducerea semnificativă a numărului cazurilor penale de corupere pasivă cu implicarea poliției, analizând comparativ 2016-2020, deci de la 197 la 47 de cazuri, și respectiv creșterea semnificativă a cazurilor de denunți, a cazurilor de corupere decât din partea polițiștilor. Deci, în concluzie, putem observa multiple transformări care le-am putut înregistra în această perioadă, ca impact al investițiilor. Putem menționa diminuarea numărului de infracțiuni. În acest sens, numărul infracțiunilor în comparație cu 2016 a scăzut cu 25,85%. Nivelul de încredere, cum a menționat și a fost menționat în raportul Promolex, a crescut la 41%, în raport cu 25,5% în anul 2016. Am asigurat reînnoirea parcului auto al poliției cu peste 30%. Respectiv, au fost implementate sisteme inteligente care sunt utilizate în activitate de poliție și, respectiv, dotate cu tehnică de calcul și mijloace periferice, toți angajații poliției, problemă care a fost constatată și comunicată de către toți angajații. Mersi pentru audiere. Acesta a fost informația prezentată. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Ardeleanu, pentru această prezentare detaliată. Așa cum menționați și dumneavoastră la început, înțelegem că este o privire de ansamblu asupra întregii perioade. Sper că în cadrul discuțiilor care vor urma să putem pune în balanță cele realizate în 2020 cu cele realizate în general per strategie, dar nu înainte de a oferi cuvântul și domnului Maxian, șef adjunct a IGP. Vă mulțumesc frumos. Eu am să încerc să fiu cât mai succint. Bineînțeles că am să expun o poziție generală asupra constatărilor din raportul prezentat de dumneavoastră de Promolex. Și dacă îmi permiteți, domnule secretar general de stat, stimați reprezentanți ai misiunilor diplomatice, colegi, eu vreau să menționez că apreciem eforturile depuse de către Asociația Promolex și echipa de lucru la realizarea exercițiilor de monitorizare și care ne va da deci, un aspect de consultare și ținând cont de faptul că la acțiunile întreprinse de evaluare au fost consultate documentele interne, statistici, regulamente, sondaje, etc., dar și interviuri cu angajații din cadrul Poliției Subziunilor Teritoriale, fapt care astăzi au fost relevate. Într-adevăr, aceasta este o muncă enormă și apreciem înalt eforturile care au fost depuse. Acest raport ne oferă anumite concluzii și recomandări formulate pe marginea implementării strategiei dezvoltarea Poliției din perspectiva unor parteneri cu vastă experiență în domeniul monitorizării reformei poliției.
Rapoartele instituționale privind implementarea strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020 au fost elaborate și plasate public pe paginile web oficiale ale poliției. Rezultatele înregistrate au fost comunicate guvernului, bineînțeles că delegații Uniunii Europene în Republica Moldova, altor actori importanți în procesul de desfășurare a exercițiilor de evaluare la care deci am fost supuși sau la care am fost ca sub aspect de monitoring. Vreau să comunic că urmare a procesării informațiilor din rapoartele alternative numărul 1 și 4 de monitorizare civică a reformei poliției, în planul de acțiune al poliției pentru anul curent 2021, au fost incluse toate activitățile restante sau cele care nu și-au găsit realizarea definitivă sau completă și bineînțeles că drept sub acțiuni și indicatori de performanțe, deci au vizat anume acele terenuri care urmau să pună în executare, deci indicatori generali de performanță privind realizarea acțiunilor, sub acțiunilor și obiectivelor din strategia de dezvoltare a poliției. Astfel, putem afirma că înregistrarea unor progrese semnificative în anul curent pentru astfel de acțiuni sunt pregătirea candidaților pentru participarea la misiunile internaționale de menținere a păcii, deși cât de cât raport îl avem vizat ca realizat parțial. Cunoaștem foarte bine și problemele, așa cum ați indicat, sau factorii care au prejudiciat unele posibilități de realizări în termenii stabiliți. Deci aspectele de pandemie, la moment avem echipa care se află în deplasare spre aspectul de formare și totodată urmează ca să aplicăm și standardele internaționale. Deci pentru aceste misiuni cred eu că ne fiind necesitate să deținem un act departamental național, pentru că misiunile sunt internaționale și cerințele sunt pentru toți egale, pentru toate țările care participă. Totodată, deci continuarea procesului de selectare a sediilor, proiecte și reconstrucție sectoarelor de poliție, deci este în continuare ca progrese spre care tindem să le realizăm. Fortificarea capacităților echipelor de reacționare la apelurile de urgență prin oferirea unităților de transport și mijloacelor de comunicare. Aspectul dezvoltare TETRA, precum și dotările care au fost realizate pe parcursul perioadei respective, inclusiv și a anului curent, vin să sporească capacitatea de operaționalitate a entităților și totodată, într-adevăr, cum ați menționat și în raport, aspectul de descentralizare, care îl avem astăzi, deci la nivelul Parlamentului, deci ca act legislativ, care nu s-a reușit din probleme tehnice și schimbări legislative care au avut loc sau evenimente care au avut loc în țară. Deci a fost indicat că realizat, iar aceasta ar fi dus la stabilirea indicatorului ca realizat și totodată, deci preluarea competențelor deci de asigurare, stabilire și menținerea ordinii publice de către Inspectoratul General al Carabinierilor, ca poliției să revină activitatea comunitară, să nu fie în area austerității de aplicare sau de manifestare coercitivă și să se bazeze pe problemele comunității. Acest lucru a fost strămutat sau contramandat pentru anul 2022, în așa manieră, deci ca unele momente care astăzi au fost prezentate în raport să statuieze clar că din momentul preluării acestor competențe, deci Inspectoratul Național de Securitate Publică își revizuiește deci, competențele și activitățile în așa manieră ca o parte din efective deci, vor completa entitățile teritoriale și respectiv vor dezvolta posibilitatea creierii acelor echipe și atenție, deci așa cum le propunem să fie de patrulare și reacționare, extinzându-le competențele în maniera ca să eficientizăm și activitatea sectoarelor de poliție
a agenților constatori din cadrul sectoarelor de poliție. Asigurarea cu tehnică de calcul pentru continuarea optimizării proceselor de lucru, deci la fel este un succes care noi îl bifăm ca realizat. Acest lucru a fost posibil doar datorită amendării în luna decembrie 2020 a acordului de finanțare și pe marginea celor prezentate în raport aș dori să fac anumite precizări, deci în special față de activitățile apreciate ca nerealizate. La o parte din ele, tangențial deja am făcut remitere, dar totodată vreau să menționez că recunoaștem că pentru noi a fost un exercițiu foarte dificil, un exercițiu ambițios, plin de provocări, la care împreună cu echipa am făcut față. Am înregistrat transformări calitative, tangibile, apreciate atât la nivel de comunitate cât și de colegi, dar recunoaștem că există și anumite dificultăți. Astfel, activitățile prezentate ca nerealizate în raport nu exprimă rezultatul inacțiunii colegilor, ci rezultatul mai multor factori care adeseori au depășit sfera de soluționare instituțională și, bineînțeles, că vreau să afirm cu certitudine că nu a fost lipsă de inițiativă, de dorință de a atinge indicatorii și respectiv a obține calificativul, deci pozitiv de realizare. Schimbarea viziunii și abordărilor asupra unor probleme sistemice la nivel național, cum ar fi și cel al achizițiilor publice care ați făcut și referire în raportul dumneavoastră, al coordonării asistenței externe, la care IGP a fost nevoit și a trebuit să se adapteze la procesele de lucru de vin de la activitățile asumate în 2016. Știm că aici am avut transformări de politici, au fost schimbate, deci ca și operaționalizate procesele, de aceea aplicând legislația și procedurile deja prestabilite, deci aici am avut, se identifică anumite divergențe în ceea ce ține de modul de efectuare în maniera care a fost planificat. Promovarea și adaptarea în legislativă a unor proiecte importante care au depins în mare parte de alte autorități publice. Și iarăși, vreau să vă zic că insistența a fost maximală și pe această cale vreau să mulțumesc suportul colegilor din cadrul Ministerului de Interne, conducerea Ministerului de Interne, care ne-au ajutat și ne-au reprezentat inițiativele cât la nivelul Guvernului, atât și în raport cu alte ministere. Iar aspectele de cum ar fi acordarea competenței poliției de investigare a infracțiunilor de spălare a banilor sau modificarea legii cu privire la activitatea specială de investigație, deci în raport cu problemele sau în acțiuni comunitare, racordându-le la activitățile comunitare, deci la nivel internațional, legea cu privire la întrunirile publice, știți că toate aceste proiecte sunt, ați avut posibilitatea deci să vă familiarizați, rămâne doar în continuare ca să le revizuim și din nou deci să le dăm viață pentru a atinge aceste scopuri. Problema de percepție asupra unor procese interne în cadrul poliției care au fost apreciate diferit, ca exemplu activitatea sau funcționarea consiliilor din cadrul IGP-ului, dacă și nu au fost acele ședințe offline care le-am făcut anterior, cunoașteți că modificările sau consiliul cum a fost aprobat inițial, deci la finele anului 2020 noi am făcut o revizuire în la această activitate, am văzut care este importanța lor și precedentele experiențe ne-a indicat faptul că putem să valorificăm această platformă și am modificat deci această structură specializând-o într-așa manieră ca să avem o acoperire de abordare colectivă și respectiv de dezvoltare, deci de implicare managerială, cât și a factor decizie, atât și de constatare a problemelor, deci cât mai prioritare și necesare pentru a fi soluționate.
Finalizarea implementării unor activități în afara calendarului stabilit. Într-adevăr, deci aici am, la fel trebuie să menționăm că anumiți factori, nu tocmai cei de inactivitatea noastră, deci au adus la situația că am fost nevoiți să transferăm deci anumite perioade de realizare. De exemplu, pregătirea angajaților poliției pentru participare la misiunile internaționale despre ceea ce noi am vorbit. Acum ni s-a oferit posibilitatea și prima echipă deja o avem în deplasare ca să preia acele aspecte de formatori și ulterior să dezvoltăm acest proces deci în cadrul poliției. Cu toate acestea, activitățile reflectate în raport ca nerealizate nu au afectat substanțial realizarea propriu-zisă a obiectivelor din strategie și a angajamentelor care ne le-am asumat în programul de suport bugetar. Deci eu vreau să menționez în final că orice critică constructivă este doar o definire a noastră, a celor responsabili, să fim mult mai eficienți, să fim mult mai profesioniști și respectiv să aducem nivelul de realizare, de implementare la așteptările care ni le-am planificat și respectiv, bineînțeles că unele aspecte poate vor avea și alte începuturi, necesitățile sau problemele care le-am identificat actualmente, deci în implementarea prezentei strategii, calitatea acelui studii SWOT care au fost făcute în identificarea problemelor și prioritizare, deci vor sta la baza noii strategii de dezvoltare a poliției. Încă o dată vreau să apreciez efortul, să aduc mulțumiri tuturor partenerilor de dezvoltare, să aduc mulțumiri reprezentanților misiunilor diplomatice, conducerii Ministerului de Interne, deci pentru eforturile care au fost depuse, pentru sprijinul la care l-am avut, pentru critica constructivă și pentru recomandările eficiente care ne-au fost puse la dispoziție pentru a parcurge pașii planificați, respectiv a realiza deci scontările mult așteptate. Eu vă mulțumesc frumos și cu aceasta finalizez intervenția pentru așa caracteristică generală în contextul raportului. Deja dacă colegii vor avea vor considera deci că este nevoie să anumite subiecte mai sectoriale să le abordăm. Totodată la aspectul de management care l-ați menționat, deci aici dacă ați observat în primăvara anului 2020 prin implementarea managementului specializat, deci am reușit să scoatem anumite priorități în structura noastră și respectiv a anumite segmente să le specializăm prin crearea direcțiilor de management strategic, management proiecte, management operațional, managementul documentelor, ca să realizăm deci toate acele misiuni care stau în fața noastră și a valorifica aspectul de management eficient în operaționalizarea activității poliției. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc, domnule Maxian, pentru aceste precizări. Dacă îmi permiteți, voi veni cu un scurt comentariu la finalul prezentărilor care au fost făcute până acum. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, toate constatările care au fost formulate de către Promolex au fost și în acest raport și în rapoartele precedente formulate cu bună credință. Experiența de colaborare, de comunicare, consultare, inclusiv preventivă a raportului cu dumneavoastră, denotă acest lucru. La fel, apreciem faptul, ceea ce ați menționat anterior, că din rapoartele 1-4 ați preluat acele recomandări care au fost făcute anterior pentru a fi incluse prioritățile privind activitățile nerealizate, pentru a fi țintite în anul 2021. Acest lucru este unul salutabil, în pofida faptului că formal strategia sau documentul strategic a avut un final la
în decembrie 2020. Noi cunoaștem că activitățile poliției continuă și mai departe pentru atingerea obiectivelor stabilite. De aceea doresc succes colegilor în atingerea acestor obiective, inclusiv sper foarte mult că vor avea și susținerea altor instituții, în special mă refer aici la instituțiile care sunt responsabile și de alocarea resurselor financiare, pentru că vor fi necesare în continuare și resurse, dar și sper foarte mult că această strategie va avea o continuitate, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Sper foarte mult că guvernarea nouă va acorda o atenție cuvenită acestui subiect, pentru că, într-adevăr, chiar dacă avem anumite constatări divergente la momentul de față, privind realizările, nerealizările, sunt multe, sunt puține, noi cu toții suntem conștienți de faptul că mai avem de lucru în această direcție pentru a îmbunătăți activitatea poliției, iar acel obiectiv de 41% sigur că nu poate fi unul care să ne mulțumească. Trebuie să lucrăm în continuare pentru a obține această încredere, pentru a avea această încredere, pentru a o păstra, în primul rând, această încredere din partea cetățenilor. Și în acest sens eu vă doresc tuturor mult succes în continuare. Acestea au fost observațiile mele la finalul prezentării acestor rapoarte și cu permisiunea dumneavoastră voi deschide sesiunea de întrebări, discuții pe marginea acestor rapoarte. Voi invita inclusiv colegii, partenerii, reprezentanții delegației UE, ambasadei SUA, dacă au întrebări, precizări, să le formuleze, dar și colegii din cadrul IGP sau mai ei care sunt prezenți la eveniment, precum și, de ce nu, colegii din care reprezintă alte organizații ale societății civile participante la acest eveniment. Sesiunea este declarată deschisă, avem câteva microfoane în sală, pe partea stângă, pe partea dreaptă, respectiv vă rugăm să ridicați mâna, să știm cine vrea să intervină și vi se va oferi cuvântul și microfonul. O să rog doar colegii din instituțiile MAIE și IGP, dacă este posibil, pentru că eu cel puțin personal nu vă cunosc pe toți, să vă prezentați la început. Deci, deschidem sesiunea de discuții, întrebări pe marginea rapoartelor. Cine dorește să intervină sau poate sunt careva întrebări? Mihaela Burduja, Fundația Soros. Da. Bună ziua tuturor! Permiteți-mi să vă salut, stimate secretar general, domnule Maxian, stimați reprezentanții ai misiunilor diplomatice, reprezentanții ai IGP, stimați colegi, să vă mulțumesc pentru un raport atât de exhaustiv, de detaliat. Eu vin cu o mică precizare, întrebare, dacă doriți. Vreau să menționez că Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu IGP, implementează proiectul promovarea activității poliției bazate pe drepturile omului în Moldova. Și în cadrul acestui proiect, una din activitățile de bază pe care noi le-am realizat sunt elaborarea procedurilor standard de operare. Eu am remarcat că dumneavoastră ați catalogat drept o nerealizare, o misiune a elaborării procedurilor standard de operare și aici vreau să vin cu o precizare. Noi, în cadrul proiectului nostru, avem trei proceduri standard de operare elaborate și aprobate prin ordinul șefului IGP. Și o să vă zic și denumirea acestora. Deci este vorba de procedura standard de operare privind mecanismul de asigurare a asistenței medicale pentru persoanele reținute și aflate în detenție, aprobată prin ordinul șefului IGP la 15 noiembrie 2019,
Este vorba de procedura standard de operare privind asigurarea dreptului la interpret sau traducător pentru persoanele reținute, transportate, escortate și deținute în detenții provizorie, aprobată prin Ordinul Maii la 10 decembrie 2019 și procedurile privind reținerea, escortarea și transportarea și plasarea în detenție, care au fost elaborate în 2017, în anul 2020 au fost revizuite și aprobate repetate. Respectiv, nu știu dacă v-ați referit la poate la alte proceduri care urmau să fie realizate, dar dat fiind faptul că sunt trei documente aprobate, în baza acestor documente noi în perioada octombrie-noiembrie am instruit peste 100 de polițiști din toată țara. Consider că acest indicator merită a fi revizuit cel puțin parțial. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc de întrebare și precizare. Probabil nu a fost foarte clar exprimat. Într-adevăr, noi am observat acele proceduri operaționale standard care indubitabil sunt foarte importante și au fost elaborate cu suportul Soros. Vreau să menționez că în strategia de dezvoltare a poliției există mai multe subacțiuni care prevăd elaborarea procedurilor operaționale standard. În cadrul acelei subacțiuni care vizează la mod general elaborarea procedurilor operaționale standard, noi am evaluat-o ca și realizată. Acolo încadrându-se inclusiv procedurile operaționale standard de care menționați. Ceea ce am spus că nu s-a realizat se referea la procedura operațională standard privind achizițiile publice. Acolo era o activitate specială pentru achizițiile publice și era inclusiv indicatorul menționat de elaborarea procedurilor operaționale standard. Dar eu vă mulțumesc pentru precizare, ca să fie foarte clar pentru majoritatea, pentru toți cei aflați aici. Mulțumesc! Colegi, parteneri, dacă sunt întrebări, vă rugăm să le adresați sau să interveniți. Poate nu aveți o întrebare, dar doriți o completare, o intervenție. De abordare, se vede ca proiectul raportului, deci plenar colegii au avut implicare, și au prezentat pozițiile și bineînțeles că prin asta s-au formulat și poziția generală, dialogul care a fost până la eveniment. Și bineînțeles că este destul de clar unele aspecte care sunt abordate, rămâne înseamnă că pe alocuri să fim mai convingători, respectiv și mai complex, deci în a prezenta informațiile sau de ce nu, deci ne rămâne în continuare să răsfricăm mânicile și să fim mult mai insistenți în a ne planifica eficient măsurile și respectiv să atingem acele așteptări pe care ne le-am trasat tot noi ca dorințe, ca misiuni și ca progrese de realizare. Totuși sunt întrebări sau sunt precizări, completări? Este cineva dornic să intervină? Da, domnul Iorhan, vă rog. Întrebări nu am. Ceea ce a menționat și domnul Maxian. Raportul respectiv vizează anul 2020, un an complicat, reieșind din situația pandemică pe care am avut-o în țară, cu multe provocări. Sigur că inițial, proiectul raportului a fost consultat, a fost coordonat cu noi, atunci au fost înaintate mai multe obiecții, sau au fost clarificate anumite aspecte și vă mulțumim pentru toată deschiderea pe care ați demonstrat-o pe parcursul acestor ani, nu doar în cazul raportului numărul 5, dar a tuturor rapoartelor. Este un raport, cum am menționat și în debutul evenimentului, un raport bun, unul complex, comprehensiv, care ne arată acele direcții spre care urmează să tindem, spre acele obiective, acele nerealizări pe care le recunoaștem și în mare parte se datorează celor circumstanțe obiective. Dar s-au comis și anumite
Da, care au, ca și rezultat, au adus la neclarități atunci când a fost elaborată strategia și planul de acțiuni de implementare. De exemplu, aspecte legate de procedurile de achiziții. Nu poate poliția să vină cu procedură de, cu reglementări legate de achizițiile pe intern. Aceste, atât legile cât și hotărârile de guvern, sunt valabile pentru toate autoritățile și instituțiile publice din țară. De ce era din start greșită abordarea respectivă de a veni cu proceduri, standarde de operare sau anumite reglementări care ar devia de la reglementările naționale. Recunoaștem și de ce pentru următorul document de politici urmează să fim mai atenți în ceea ce ne propunem, astfel încât acei indicatori, acele obiective să fie realizabile, pot fi cuantificați, pot fi atinși. Nu am decât să vă mulțumim pentru cum am menționat, deschiderea și implicarea și dedicația pe care ați demonstrat-o. Sigur că așteptăm și raportul final. Acolo o să discutăm mai mult și de perspectivele pe care ne le-am propus în perioada imediat următoare. Până atunci sperăm să avem și un draft al noului document de politici care vizează dezvoltarea poliției. Și vreau să mulțumesc partenerilor de dezvoltare, desigur, delegații Uniunii Europene, Republica Moldova, pentru tot sprijinul pe care l-am acordat și acord în continuare Ambasadei Statelor Unite prin acele proiecte, prin acea susținere în vederea implementării strategiei de dezvoltare a politicii și nu doar. Ambasadei Suediei din Republica Moldova, Fundației Soros, reprezentanții societății civile care s-au implicat și se implică în continuare în dezvoltarea poliției naționale. Vă mulțumim! Vă rog. Ca să finalizez cele menționate de domnul secretar general, toate aceste rezultate pozitive, toate aceste eforturi, chiar și aceleași nerealizări, deci nu au fost posibil fără implicarea colegilor, prin care vreau să aduc mulțumiri într-adevăr efectivului Inspectoratului General Poliției, a Ministerului de Interne, care au fost responsabili de obiective, care au avut statutele de manageri, care au avut responsabilități de realizare a obiectivelor, a acțiunilor și a subacțiunilor. De aceea, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult și încurajare și motivare în continuare ca să ajungem, deci, la aprecierile pozitive în raportul final, precum și vă rog foarte mult diligența și expertiza dumneavoastră pentru noul document de politici în vederea dezvoltării poliției. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți un scurt comentariu legat de aspectele care țin de achiziții, dacă tot s-a menționat anterior. Este adevărat ceea ce a menționat și domnul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne cu privire la acel document care urma să fie elaborat, prevăzut în 2016, iar noi știm cu toții, în 2018 a fost introdusă plenar platforma M-Tender, pe care se realizează toate procedurile de achiziție, deci este o procedură standard prevăzută pentru toate instituțiile publice. Cu toate acestea, vreau să menționez că probabil strategiile trebuie făcute în așa fel, încât ele să fie documente care ne ajută la realizarea obiectivelor noastre, la atingerea anumitor rezultate și nu să ne împiedice sau eventual să servească pentru constatării a unor nerealizări din simplu motiv că, nu știu, ceva ani în urmă, pentru că fiecare document strategic are și o perioadă de implementare, s-a prevăzut sau s-a formulat într-un anumit fel. De aceea eu sper foarte mult că în următorul document strategic, într-adevăr, lucrurile vor fi formulate, pe de o parte, mult mai clar, cu indicatori măsurabili, pentru că ați văzut și din prezentarea colegii mele faptul că multe activități au rămas neevaluate sau nu au putut fi evaluate pe deplin, pentru că au lipsit acei indicatori care să ne fi permis acest lucru. Deci nu excludem că rezultatele ar fi putut fi și mai bune în măsurările efectuate de noi.
Și din acest considerent, voi reitera, cu permisiunea dumneavoastră, deschiderea noastră, Asociației Promolex, dar cred că și alte organizații, alți colegi din societatea civilă, de a participa în continuare la consultarea, la pregătirea acelor documente strategice care vor urma. Sperăm foarte mult că ele vor apărea în curând și vor fi consultate public. Iar conducerea nouă, așa cum am menționat și mai devreme, să ofere suportul necesar pentru implementarea acestor documente strategice. Dacă nu mai sunt întrebări sau precizări din partea colegilor, din partea participanților, eu cred că o să mă opresc aici sau o să încheiem aici sesiunea de întrebări și discuții și voi menționa la final încă o dată și voi mulțumi partenerilor noștri, donatorilor, Delegația Uniunii Europene, Republica Moldova, Ambasada SUA, Ambasada Suediei, pentru tot suportul în realizarea acestor rapoarte de monitorizare. Urmează în continuare, până la raportul final despre care s-a menționat anterior, probabil să mai avem o ocazie de întâlnire atunci când vom prezenta un alt raport dedicat monitorizării modului în care s-au efectuat achizițiile publice în perioada 2016-2020 în contextul strategiei de dezvoltare a poliției. Deci, dincolo de faptul că noi am constatat anumite carențe, sau să le numim așa, carențe pe acea procedură de care am menționat pe achiziții, totuși am avut toată deschiderea din partea IGP, din partea MAI, în evaluarea achizițiilor care s-au realizat. Și cred că vom veni cu un raport foarte curând, probabil în maximum o lună de zile. Vom discuta public acel raport. Sunt mai multe aspecte care merită atenție și care vor putea fi îmbunătățite în continuare și din perspectiva efectuării achizițiilor. Pentru că trebuie să menționăm, chiar dacă acest program de reformare a poliției s-a realizat mare parte datorită suportului partenerilor internaționali, în special delegației UE, Uniunii Europene, totuși aceste surse, acești bani au venit după îndeplinirea anumitor rezultate. Adică mai întâi noi am scos cu toții banii din bugetul nostru, mai bine zis, din bugetul de stat s-au achitat acele activități, s-au realizat acele măsuri și ulterior au fost debursate resursele. Deci este necesar și pe acest subiect să discutăm, să vedem care au fost eventual lacune sau succese realizări, astfel încât următoarea strategie care va exista să țină cont inclusiv de aceste aspecte bugetare, inclusiv de aspectele de achiziții care vor fi, așa încât să putem să îmbunătățim procesul în ansamblu, să nu vorbim doar despre activități realizate, nerealizate, dar și despre cum s-a realizat, cu cât efort s-au realizat, inclusiv efort financiar. Aceste fiind spuse, eu mulțumesc încă o dată tuturor pentru deschidere, în special Ministerului Afacerilor Externe, domnule secretar general, mulțumim pentru deschidere și suport în implementarea acestui proiect și pentru feedback-ul constructiv care l-am primit de fiecare dată. La fel precum mulțumim și Inspectoratul General al Poliției, care am avut o colaborare inclusiv dincolo de aspectele de monitorizare, așa cum am vorbit și la începutul proiectului, au fost și alte măsuri și alte activități, inclusiv urmează să se desfășoare și alte activități. Chiar în această toamnă vom avea activități mai departe de consolidare a capacităților de comunicare, a ofițerilor de comunicare și a conducerii din cadrul MAI și IGP. Vor fi și activități în continuare de susținere a celor campanii de informare. Deci, chiar dacă suntem la final de proiect, putem să spunem aproape, au mai rămas câteva luni până în decembrie, eforturile se demarează în continuare. Cu toții am avut o perioadă dificilă în contextul pandemiei COVID. Ne-au afectat activitățile, dar sper foarte mult că vom realiza până la final cu toții cu succes proiectele noastre și inclusiv colegii din IGP vor atinge obiectivele care și le-au stabilit.
Mulțumesc foarte mult pentru participarea astăzi la eveniment, colegilor din cadrul IGP, pentru deschiderea dumneavoastră atunci când ați comunicat cu colegii mei care au realizat raportul, și evident mulțumesc și eu colegilor din cadrul Asociației Promolex, inclusiv monitorilor noștri care au realizat interviuri în teritoriu. Sper foarte mult că informațiile care au fost prezentate inclusiv din cadrul acestor interviuri vă vor fi utile, pentru că denotă inclusiv despre necesitatea unei comunicări mai strânse probabil și în cadrul instituțiilor dumneavoastră. Acestea fiind spuse, cred că vom încheia evenimentul de astăzi și vă doresc o zi bună în continuare, mult succes și sănătate! Deci o mențiune prin oferirea unei medalii de cooperare domnului Rozier. Roz. La fel, domnului Gintoatas. Și, bineînțeles că nu puteau multe aspecte să fie realizate dacă nu aveam susținerea fraților mai mari, deci a Ministerului de Interne, pentru cooperarea care o avem cu Institutul Secretarul de Stat, domnul Ianuș Iercan, medalia de cooperare, și vă doresc la fel să aveți succes în cooperare. Și cred că pe această notă mai pozitivă declarăm.